Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi vorbim despre dansul relațiilor, cum să vorbim când ne simțim furioși, răniți, speriați, frustrați, jigniți, înșelați sau disperați. O carte scrisă de Harriet Lerner, publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. Astăzi alături de noi este Cristina Eremia, psiholog, coach, trainer, și vorbim despre, în cadrul acestei frumoase campanii despre masculinitate, vorbim despre ceea ce înseamnă să fii bărbat adevărat, despre anumite tipare relaționale, funcționale sau disfuncționale, despre anumite modele parentale, de asemenea cum își exprimă bărbații emoțiile, cum se raportează la vulnerabilitate, dacă vulnerabilitatea reprezintă cu adevărat o slăbiciune, cumva așa cum ne inoculează societatea, sau este un act de curaj până la urmă să ne arătăm propria vulnerabilitate. Pornind de la această frumoasă carte, Dansul relațiilor, cum să vorbim când ne simțim furioși, răniți, speriați, vorbim, cum spuneam puțin mai devreme, alături de Cristina Eremia. Aș începe discuția noastră de la ceea ce înseamnă un bărbat adevărat, un bărbat autentic, un bărbat care își asumă cumva propria vulnerabilitate, își înțelege cumva propriile emoții și nu este teamă să și le exprime, să spunem, în relația cu partenera de cuplu, soția, iubita sau, de ce nu, în relația pe care o are cu propriul copil sau cu propriul părinte. Cristina. Da, bună ziua, bun venit, adică bun găsit, de fapt. Și mă bucur că m-ați invitat din nou, mă simt onorată. Da, bărbatul care își asumă vulnerabilitatea nu e atât de ușor de găsit, pentru că până acum și încă mai este modelul de societate cel patriarhal, în care bărbatului se cere să fie puternic, să fie un lider, să fie cât mai asertiv și combativ. Și atunci tinde să dea deoparte vulnerabilitatea, să nu se uită la ea, poate nici el, barem să-și o dezvăluie față de celălalt. Cu atât mai mult o parteneră, poate așa, în grupuri de camarazi, să mai vorbească uneori și despre ce-i doare, dar destul de rar. În general, bărbatul e centrat pe acțiune și pe soluții la probleme, mai puțin pe împărtășire de sentimente, ceea ce mai degrabă apanajul comportamentului feminin și e încurajat cultural să fie așa. Deși bărbații au foarte multă sensibilitate și ei. Chiar am fost impresionată mai de mult când un prieten sculptor mi-a dat o carte, Fragil ca un bărbat. Și chiar este surprinzător așa cumva titlul ăsta, adică pe mine m-a impresionat, m-a lovit cumva. Asta a fost acum mulți ani și pe atunci încă mai eram și eu în paradigma bărbatului puternic, ca să zic așa. Cred că devine cu atât mai puternic cu cât este mai autentic, cum ai zis și tu, adică își înțelege și partea asta de vulnerabilitate și o asumă și reușește să o dezvăluie, mai ales față de parteneră. Și asta îl face să iasă din acea armură de cavaler care trebuie să fie puternic, să domine, să fie invincibil, imbatabil și invulnerabil și să-și arate inima, să-și arate sentimentele, și asta îl face cu atât mai atrăgător pentru femeie și mai în armonie cu sine însuși, în esență. Deci despre asta e vorba. Marele beneficiu al asumării vulnerabilității e că ajungi să ai mai multă congruență față de tine și să fii în mai mare armonie cu tine. Deci, în primul rând, o recunoaștere internă a ce te face vulnerabil.
a acelor spații și zone de fragilitate și apoi treptat de la dezvăluirea către persoane foarte apropiate în care ai încredere și care știi că nu te vor judeca și blama pentru ceea ce exprimi și arăți, să faci trecerea către alții, dar obligatoriu cu aceste marje de siguranță ca să nu te trezești cu reacții nepotrivite care să te trimită automat în defensa învățată, în această armură care este cultivată social, din păcate. Iar oricum suntem într-un moment în care paradigmele culturale încep să se schimbe, apar poate mai la lumină și acești bărbați mai delicați sau considerați mai feminini, să spunem, care sunt mai în contact cu partea, cu latura lor emoțională și pe lângă cercurile de femei care deja încep să aibă ceva popularitate, mai există pe aici colo și cercuri de bărbați care nu se întâlnesc doar pentru fotbal, bere, mici, grătare și alte activități obișnuite în comportamentul social masculin, ci tocmai pentru a-și oferi acest suport, a-și împărtăși problemele și a se simți mai în acord cu ei înșiși și a se cunoaște mai întâi prin oglindirea altui bărbat, ceea ce e mult mai simplu decât să se dezvăluie partenerei față de care există teama de a fi judecat, de a fi respins, de a fi criticat. Se știe că bărbaților nu le place deloc reproșul și critica și este chiar unul din comportamentele feminine care pe ei îi turn off, îi fac să simtă respinși, să simtă invalidați și să se închidă față de femeie. Deci obține chiar efectul contrar. Și pentru că e un dans aici, contează foarte mult și cea care este aproape de el, că este mai întâi mama, sora, verișoara, mătușa, bunica și apoi prietena, soția, care să aibă această înțelegere, să vină ea, poate să-i ofere acest model de manifestare a vulnerabilității, dar într-un mod autentic, onest, nemanipulativ. Și asta cred că e ceva ce avem de învățat unii de la alții și e foarte important exact cum dansăm, când să facă unul un pas, când celălalt, și să ne învățăm unii pe alții și să învățăm să creăm punțile astea de comunicare și să ne dăm timp pentru aceste împărtășiri de la inimă la inimă, de la suflet la suflet, tocmai ca să evităm momentele alea de izbucnire emoțională când bărbatul devine furios și își aruncă emoțiile pentru că le-a ținut reprimate prea mult timp, ceea ce se poate întâmpla și cu o femeie, dar e mai mare probabilitatea la bărbat datorită acestui tipar cultural. Avem multe de învățat legat de comunicare și de a fi în relație și de a ne dezvolta inteligența emoțională, mai ales în cultura noastră unde, din păcate, a fost foarte mult inhibată. Era un tabu să vorbești despre emoții, să spui ce simți. Nu te învăța nimeni, nu ți-a arătat nimeni vreun model. Țin minte când au apărut și la noi filmele americane și erau părinți care le spuneau copiilor: am greșit, îmi pare rău, te rog să mă ierți, uite și eu mă simt în felul ăsta, mă uitam cu ochii mari de tot, pentru că nu prea vedeam în jurul meu adulți care, mai ales față de copii, să aibă aceste comportamente de dezvăluire, de autenticitate. Deci e mult de exersat ca să ieșim din aceste tipare învățate care nu au fost din cele mai constructive. Deci putem spune că bărbații sunt cumva tributari unor cutume și unor roluri sociale impuse sau, să spunem, inoculate cumva de către societate. Și aici mă refer și la un alt aspect urmat de o întrebare. Sunt bărbații, și mă refer aici mai ales la polarizarea rolurilor feminin-masculin.
atât în societate din punct de vedere socioprofesional, dar și din punct de vedere profesional intim fiecare acasă. Sunt bărbații din ziua de astăzi diferiți față de cei din generațiile anterioare? Și cumva mă refer la părinții noștri, la tații noștri, față de bărbații de acum, să spunem, 30, 40, 50 de ani? Nu știu dacă foarte diferiți în esență, cât poate li se dă acum un pic mai multă libertate și există această încurajare către autenticitatea inclusiv emoțională și sunt niște schimbări de tipare culturale. Încă e un mare tumult în dansul relațiilor contemporane. Apropo de asta, se mai diminuează granița între ce înseamnă masculin și feminin cumva și se ajunge la recunoașterea că fiecare din noi avem o contraparte masculin-feminină, un animus și o anima, cum spunea Carl Gustav Jung. Și până la urmă despre asta e vorba, să recunoaștem aceste aspecte din noi și să nu ne mai raportăm ca la niște ființe total diferite, să venim cu așteptări, bărbatul este sexul tare și femeia cel slab și alte, într-un fel, minciuni, pentru că nu este adevărat. Toți avem zone de vulnerabilitate și de putere. Și e important ca fiecare să se cunoască pe sine și apoi să se arate celuilalt. Și asta este și premisa unei relații de durată și această autenticitate, de fapt, creează și intimitatea reală în relație, care este cheia armoniei și a duratei relației, în definitiv. Pentru că altfel, dacă prea mult timp stai cu masca pe față, la un moment dat îți devine incomodă și vei căuta pe altcineva în relație cu care să poți fi tu însuți, pentru că altfel presiunea acestei armuri sau măști ajunge să fie prea mare, prea constrângătoare, să simți că nu mai poți respira, că nu poți fi tu însuți, pentru că trebuie să satisfaci mereu o imagine care ți este impusă și că te pierzi pe tine, că nu ești văzut tu, că celălalt nu e într-o relație cu tine și nici tu nu ești într-o relație cu tine și inclusiv bărbații ajung să conștientizeze lucrurile astea, să înceapă și ei demersuri de dezvoltare personală prin care să se cunoască, să se exprime și să învețe să comunice diferit dintr-un spațiu mai profund și mai emoțional, vulnerabil. Deci sunt schimbări ample și e un pic de dezorientare momentan, pentru că nu s-a făcut o trecere clară între un model și altul, poate chiar s-au pierdut din modele și e important să găsim atât aproape de noi cât poate și în oameni care sunt așa, gen personalități în diferite, fie, mă rog, că sunt modele despre care putem citi cărți biografice unde oamenii se dezvăluie pe ei cu adevărat, își pun gândurile, își pun emoțiile în scris, cei care au avut această abilitate și avem acces la lumea lor interioară și la cum se raportează la ei și la alții și să căutăm aceste modele de autenticitate față de cele false care mai degrabă merg doar pe nu știu, pe fală, pe impresie, pe a-ți arăta doar aspectele alea de putere și să te ajute să fii în acest contact autentic tu cu tine pentru binele tău și apoi și al relațiilor pe care le ai. Cumva în consens cu cele spuse de tine puțin mai devreme și care cumva le regăsim și în cartea lui Harriet Lerner, Dansul Relațiilor. Deși care el și ea meditează, cum să zic, militează foarte mult pentru această autenticitate.
și spune că este exact baza relaționării sănătoase și că doar așa ne împlinim pe noi și pe celălalt, venind unul către altul și trăind împreună din spațiul ăsta de autenticitate, nu prin prisma modelelor. Chiar am asistat de multe ori la drama unor prieteni care, sau, mă rog, clienți, sau diverse situații, până când să se căsătorească, au avut o relație foarte bună, frumoasă, păreau cuplu perfect, care se rezistă o viață, și după ce se căsătoresc avem surpriza că la câteva luni se despart. De ce? Pentru că în momentul căsătoriei au început aceste presiuni legate de rolul social, fie din partea familiei, fie proiectate unul pe celălalt, se activează așa niște tipare din inconștientul familial, național, colectiv, care se impun cumva peste ce a fost până atunci relația de iubire, îndrăgostire și libertate de alegere. Și, probabil... și e trist să vezi chestia asta, e foarte trist, că te falsifică tiparul cultural și societatea cu așteptările și presiunile puse în felul ăsta. Și de aici chiar invit la foarte multă atenție, pentru că există această presiune pe toți care sunt membrii familiei unui cuplu nou format, apropo de această presiune pe care tind să o pună pe ei ca să-și respecte rolurile de soț, soție, noră și... în fine, cred că toată lumea a trecut prin asta și înțelege și e delicat și dacă cuplul nu reușește să-și regăsească spațiul ăla de joacă, spațiul ludic în care să iasă din îndatoriri, responsabilități și alte lucruri care li se pună în cârcă odată cu verigheta, e păcat să se piardă ceva ce era autentic în relația lor și venea dintr-un spațiu al inimii și se pierd în ce trebuie să facă și ce este așteptat de la ei să facă ca soț, soție, părinți. Și referitor la proiecțiile pe care cei doi parteneri le au unul asupra celuilalt, odată cu întemerea unei familii și mai ales cu apariția copiilor în cadrul unei familii, apar și acele, am putea să le spunem, așteptări nerealiste. Adică în momentul în care există o relație de prietenie, există o relație de iubire romantică, câteva luni sau poate chiar câțiva ani până în momentul căsătoriei, cei doi parteneri posibil să nu aibă așteptări atât de mari unul de la celălalt și în momentul în care se căsătorește și întemeiază o familie, lucrurile să se schimbe. De fapt, cunoaștem și celebra vorbă, lasă că poate o să se schimbe. Sau, cum spun mai mult femeile, o să se dea pe brazdă. Adică cumva este o așteptare. Sau și mai tragic, repede, să facem un copil pentru că, da... copilul o să schimbe tot. E presiunea pusă și pe copil apoi. Sau copilul aici este, este altă temă de discuție, exact. Apare povara pe copil. Este o altă temă de discuție dacă un copil sau mai mulți copii, dacă sudează de fapt relația sau dimpotrivă o știrbesc. Dimpotrivă. Deși relațiile apropiate oferă cele mai bune ocazii de a fi cunoscut și de a-l cunoaște pe celălalt. Cele mai importante. Exact, ele sunt totodată, putem spune, și un teren propice pentru tăcere și frustrare, pentru că oamenii au tendința de a-și înăbuși vocea adevărată și de a nu impune granițe sau limite sănătoase. Indiferent dacă este vorba despre, cum spuneam la începutul materialului nostru, despre partenerul de viață, un părinte, o soră, un prieten, iată, această frumoasă carte, Dansul Relațiilor, ne învață cum să gestionăm cele mai importante relații din viața noastră cu claritate, încredere și iubire. Și aș menționa câteva
aspecte pe care le aduce în discuție, ni le prezintă și le subliniază Harriet Lerner, ce trebuie să facem atunci când dorim, de exemplu, să ni se ceară scuze, dar persoana care ne-a rănit refuză să-și ceară iertare și nu-și recunoaște faptele. Suntem disperați și nu știm cum să facem conversația să înainteze, apropo de o comunicare eficientă. Ne simțim împovărați și deprimați de criticile, exact ce spuneam puțin mai devreme, de criticile, negativismul sau comportamentul celuilalt. Am fost respinși sau ignorați, iar cealaltă persoană nu dorește să discute cu noi. Credem că am încercat totul și totuși nimic nu se schimbă. Suntem nehotărâți dacă este cazul să părăsim relația și nu ne cunoaștem bine limitele. Iată Da, lucruri. e o carte care poate fi un foarte bun aliat și ghid în acest dans, să te învețe pașii pe care să-i faci, să-ți fii alături în aceste momente, cum spunea și ea, de furie, de îngrijorare, de teamă. Oferă multe modele concrete și se adresează tuturor tipurilor de relații, de roluri, deci are o foarte mare bogăție și simplitate totodată în a fi citită, a fi asimilată, a fi aplicate sfaturile și modelele pe care le prezintă acolo. Deci e o recomandare călduroasă acest ghid și aliat în demersul de a trăi armonios cu ceilalți și cu sine însuși. Și mă bucur că am avut ocazia să împărtășim câte ceva despre asta, pentru că, până la urmă, mare parte din cheia succesului, de fapt, este legată de cât de bine ne înțelegem unul cu celălalt, atât în context personal, cât și profesional. Și găsim câte un îndemn și câte un model pentru fiecare din aspectele astea. E o carte așa, aproape completă în a ne ajuta să gestionăm situațiile astea dificile din relațiile noastre, bărbat, femeie sau parteneri și cu copiii și în diferite contexte. Deci are o bogăție destul de mare de exemple și asta e și frumusețea ei, că nu e o carte teoretică, ci una foarte aplicată, foarte ieșită din realitatea trăită și e ușor de parcurs și plină de învățăminte prețioase. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre dansul relațiilor, cum să vorbim când ne simțim furioși, răniți, speriați, frustrați, jigniți, înșelați. O carte scrisă de Harriet Lerner, o autoare foarte dragă nouă, publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. O carte care face parte din campania Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. O campanie pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald. De asemenea, toate titlurile din cadrul acestei campanii le găsiți pe site-ul editurii Herald și materialele, interviurile cu invitații noștri speciali pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Astăzi alături de noi a fost Cristina Eremia, psiholog, coach, trainer. Îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!